Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor! După două zile de ploi, vremea schimbă foaia, specialiștii anunță cot galben de ceață și polei. Iarna se pare că și intră în drepturi. La Drobeta, Turnul Severin, ploile rămân prezente și mâine temperaturile cu minus nu vor lipsi să apară. Așa că mâine minima întâlnită va fi de minus 1 grad. Ninsoarea mult așteptată în decembrie, iată că mâine va apărea la Orșova. Aici termometrele vor arăta între 1 și 6 grade Celsius. În Baia de Aramă, vântul tăios va reuși să aducă temperaturi cu minus. Minima se va încadra în jurul valorii de minus 2 grade, iar maxima până la 6 grade Celsius. Vremea se menține în general închisă și la Strehaia și la Vânjumare. Aici vor fi precipitații mixte, care spre seară se pot transforma în lapoviță. Valorile din termometre vor fi cuprinse între minus 2 și 4 grade în ambele localități. Vreme închisă și la Craiova, doar că aici se anunță cod galben de ceață și polei. Între 0 și 5 grade vor fi cuprinse valorile din termometre pe tot parcursul zilei de mâine. Bănățenii au parte de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări mari în zonele mărginașe, iar termometrele vor indica minus 2 grade noaptea și 5-6 grade pe zi. În capitală se anunță lapoviță și ninsoare până joi, când vremea se va mai încălzi, dar până atunci întâlnim în termometre între 0 și 4 grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Marius Mogoș. Până mâine seară, ca de fiecare dată, vă doresc o noapte cât mai liniștită. Toate cele bune!